Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la prima ediție a emisiunii Bară la Bară, emisiune difuzată la Credo TV în fiecare zi de marți, începând cu ora 19. Primul invitat al acestei emisiuni este domnul Ciprian Gheorghe Luca, directorul Liceului Teologic Pentecostal Emanuel din București și pastor la Biserica Creștină Pentecostală Emanuel. Domnule profesor, bine ați venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Este o onoare pentru noi să vă avem ca prim invitat al acestei prime ediții a emisiunii Bară la Bară și cu ajutorul dumneavoastră în seara aceasta vom discuta despre această dilemă pe care un creștin practicant o are din când în când sau poate să spunem la modul general în a fi prezent în spațiu public sau a nu fi prezent, separat de ceea ce înseamnă viața publică. Se mai folosește în presă și în spațiul acesta creștin expresia creștinul implicat în cetate. În seara aceasta aș vrea să discutăm despre problema aceasta pe care noi o avem și pe care încercăm să o înțelegem, astfel încât la sfârșitul acestei emisiuni să tragem o concluzie și în baza discuției să putem decide dacă un creștin, conform Sfintei Scripturi, ar trebui să stea izolat sau să fie implicat în societate. Înainte de a începe tema aceasta, aș vrea să discutăm puțin despre emisiunea Bară la Bară General. Și prima întrebare pe care vreau să vă pun este ce înțelegeți dumneavoastră atunci când auziți expresia Bară la Bară? Înțeleg cel puțin trei lucruri. În primul rând, înțeleg invitația de a participa la un trafic. Și pentru că suntem în București, chiar dacă emisiunea aceasta se vede în mai multe părți ale țării și ale lumii, noi filmăm în București, ne gândim la o arteră urbană, aglomerată, în care mașinile așteaptă, se deplasează și așteaptă bară la bară. Deci mă gândesc în primul rând la aglomerația urbană, la ideea de trafic și la ideea că mai mulți oameni aleg acel drum și stau în proximitate, stau în apropiere unul de celălalt. În al doilea rând, mă gândesc la o situație cu potențial periculos. Bară la bară înseamnă că oricând poți să faci și un accident, dar dacă ești atent, dacă ești informat, dacă acorzi atenție traficului și știi ce faci la volan, poți să eviți accidentele și, sigur, neplăcerea cauzată altora. Și în al treilea rând, mă gândesc tocmai la public. Pentru că nu e așa, bară la bară, nu poți să faci în sufragerie, bară la bară nu poți să faci într-o chilie, bară la bară nu poți să faci undeva într-un deșert, bară la bară se poate doar în spațiul public, în șosea, pe drum, în văzul tuturor, cu toți ceilalți participanți la trafic, cu toți actorii publici care sunt coparticipanți la trafic. Excelentă explicație. Aceasta a fost și ideea atunci când ne-am gândit la titlul acestei emisiuni și mai ales la conceptul pe care vrem să-l urmăm. Așa cum spuneam, este vorba despre o discuție în care încercăm să punem în față două principii de viață, două idei, două concepte care se bat cap în cap și care oricând pot genera ciocniri, ca să nu zic conflict. Așa că emisiunea aceasta este foarte importantă și a spune că prezența dumneavoastră în prima ediție este mai importantă. De ce? Pentru că tot ce vom discuta noi în această emisiune, în fiecare ediție, vom încerca să punem problemele acestei societăți, aceste concepte de viață discutate încă de la apariția omului până în zilele noastre, astfel încât să vedem care dintre, să spunem, conceptele despre lume și viață de care știm, sau poate cine știe vor mai apărea și altele, care dintre ele sunt cele pe care noi, oamenii, ar trebui să le urmăm. Bineînțeles, punând în partea cealaltă și conceptul de viață iudeo-creștin. Dumneavoastră aveți o preocupare care mă bucură și tocmai de aceea a spune că emisiunea aceasta este foarte importantă. De ce? În primul rând știu că dumneavoastră sunteți pasionat de tot ce înseamnă disciplina teologie publică. Iar ceea ce facem noi în această emisiune este să
aducem problemele acestea ale noastre, ale creștinilor, în public. Așa că dacă în seara aceasta vom vedea, sau la finalul emisiunii, că de fapt creștinul ar trebui să stea izolat și ar trebui să tacă, să nu spună nimic, să fie cât mai separat de tot ce înseamnă comunitatea în care acum trăiește, practic nu vom putea mai avea o altă ediție, pentru că clar nu-i mai văd scopul. Am renunțat în a mai face, a mai spune, să fiecare în căsuța lui, în familia lui. Și nu ieșim în trafic. Și nu ieșim, practic. Cea mai sigură mașină este mașina din... parcare. Asta este mașina. Acum spune chiar nici în parcare, dacă vorbim de București. Mașina din garaj, dacă aș spune. Mașina care stă parcată. Noi vom vedea. De data aceasta și vreau să vă spun că vom mai face și alte ediții împreună, dar această ediție vreau să definim împreună, să-i dăm această direcție și, bineînțeles, direcția pe care o vom urma în fiecare emisiune de acum încolo. Ceea ce este foarte important este că de fiecare dată vom fi doi invitați. Eu voi fi invitatul permanent, a spune, și moderatorul acestei discuții, dar de partea cealaltă va fi un invitat specializat pe disciplină. Dacă vom vorbi despre familie, vă dați seama că va fi cineva care se pricepe în problema familie. Dacă vom vorbi despre viață, despre naștere, despre proviață, cineva va fi invitat din specialitatea aceasta. Dacă vorbim despre probleme teologice pe o anumită disciplină, vom încerca să aducem din acest domeniu. Așa că astăzi vom discuta despre prezența creștinului în societate sau absența, izolarea. Uh-huh. Și eu voi fi cel care voi milita și vă spun că o voi face cu foarte mare seriozitate și responsabilitate în seara aceasta, iar dumneavoastră veți fi cel care împreună cu versetele din Sfânta Scriptură veți încerca să aduceți argumentele biblice, oarecum, deși suntem bară la bară, nu vă rămâne decât să ne salutăm așa, fără să ne ciocnim și la nivel personal. Emisiunea aceasta, stimați prieteni, nu este decât o emisiune în care doar ideile, conceptele se ciocnesc. Noi rămânem prieteni, chiar dacă la un moment dat veți descoperi că nu gândim la fel și viziunile noastre sunt total diferite. Asta este emisiunea, asta ne dorim, ca să vă ajutăm să înțelegem care sunt ideile cele mai circulate astăzi în public și ce ar trebui să alegem noi în calitate de creștini, astfel încât să ne fie bine și să fim martori ai Domnului Hristos până la venirea Lui. Hai să trecem la emisiunea din seara aceasta, la tema pe care am spus-o, vorbim despre creștinul izolat și creștinul prezent în cetate. Din punctul de vedere al celor care susțin separarea creștinului de societate, aș vrea să citesc exact din Sfânta Scriptură, pentru că, din nefericire, știm că cele mai mari erori, erezii, aș spune până la urmă, sunt câteodată izvorâte din înțelegerea greșită sau din interpretarea într-un mod greșit a versetelor din Sfânta Scriptură. Așa că dăm voie să încep cu un verset pe care cu care aș începe discuția. Există în Cartea Geneza, atunci după căderea omului în păcat, o discuție pe care Dumnezeu o are cu Adam și spune următorul lucru. Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spini și pălămide să-ți dea să mănânci iarba de pe câmp. O declarație, aș spune eu, dură, pe care Dumnezeu o face ființei umane atunci. Și aș spune că este pentru mine, ca un susținător al creștinului care ar trebui să stea izolat. Poate cea mai bună scuză de a mă separa este că, datorită căderii primilor oameni, sunt blestemat, trăiesc într-un pământ blestemat. Iar singura mea șansă de a mă reabilita cu Tatăl, cu Creatorul, este să stau izolat de tot ce înseamnă blestemat. Și când zic blestemat, înseamnă tot ce se mișcă în jurul meu. Pământ, plante, animale, celelalte ființe umane. Deci, un motiv
inițial pentru care vreau să mă izolez, nu vreau să am treabă cu lumea asta. Dacă aș putea, aș putea trăi numai în peșteră, cât mai departe de lumea aceasta, să n-am treabă nimic cu nimic, cu nimeni, să n-am nevoie de absolut nimic, este bazat pe versetul acesta. Ce părere ai tu? Pare că această afirmație pe care Dumnezeu o face cu privire la pământ, nu la om, este destul de categorică în ceea ce privește stabilirea concluziei emisiunii noastre. Însă, dacă această afirmație ar fi interpretată ca însemnând izolarea de societate pe baza celor ascultate din Scriptură, atunci lucrul acesta ar nega flagrant, ar nega în mod direct alte două sau trei chestiuni biblice de care nu putem să facem abstracție. În primul rând, ar nega faptul că tot ceea ce Dumnezeu a creat sau creația este bună. Creația este bună, nu este rea. Pământul, viețuitoarele de pe el, tot ceea ce Dumnezeu a creat este bun. Știm asta din cel puțin două surse sau din cel puțin, pentru cel puțin două motive. Odată pentru că după ce creează fiecare segment al ordinii naturale, Dumnezeu se uită și Biblia spune că el constată că toate erau bune și foarte bune. S-a uitat la ce a făcut și a zis că este bun. Și apoi, în al doilea rând, pentru că Dumnezeu este creatorul. Dumnezeu nu poate crea ceva rău. Dumnezeu creează lucruri bune. Și ideea aceasta, care stă într-adevăr la baza unei viziuni teologice eronate, asupra greșite asupra implicării creștinului în creație și în societate, are la bază o înțelegere defectuoasă asupra creației sau cu privire la creație. Dar înțelegerea aceasta este mai degrabă influențată de gândirea gnostică decât de Scriptură. De fapt, nu este deloc influențată de Scriptură, ci de ideea aceasta gnostică că materia este rea și spiritul este bun, că prin urmare lumea fiind materie este rea și că viața spirituală ținând de spirit este bună și că în cele din urmă noi trebuie să ne dorim izolarea de materie și de lume și plecarea undeva într-o sferă cerească, celestă, ca și cum nu ne interesează materia fiind păcătoasă pentru că spiritul este bun. Ori, repet, în primul rând, asta ar contrazice o teologie sănătoasă a creației. Creația este bună pentru că Dumnezeu a constatat că este bună și pentru că Dumnezeu este creatorul ei. În al doilea rând, asta ar contrazice în mod fățiș ceea ce Dumnezeu îi spune omului să facă, îi poruncește omului să facă. Înainte de căderea în păcat, în Geneza, Dumnezeu îi spune omului, după ce îl pune în grădină, să păzească și să lucreze grădina, inclusiv pământul, și să aibă grijă de toate lucrurile de acolo din grădină. Asta se întâmplă înainte de căderea în păcat. Dacă creștinul s-ar retrage într-un colț al grădinii, dacă creștinul s-ar retrage din ordinea aceasta creată a lui Dumnezeu, ar nesocoti în mod direct porunca lui Dumnezeu. Ar nesocoti scopul pentru care Dumnezeu l-a creat, să păzească și să lucreze grădina, să amelioreze, să spunem așa, condițiile din grădină. Și în al treilea rând, dacă așa ar sta lucrurile și ar trebui să înțelegem că creștinul ar trebui să izoleze pe baza faptului că pământul este rău, asta este o negare directă a nevoii de mântuire. Pentru că mântuirea înseamnă că se poate căpăta prin izolare și atât. Și așteptare. Înseamnă că nu mai avem nevoie de un mântuitor. Oricând Dumnezeu intervine împlinind planul său de mântuire, el se întrupează, se înomenește, se face parte a creației, intră în timp și spațiu și intră în creație. Dacă soluția pe baza acestui text este să ne izolăm cumva de creație și în felul acesta să ne mântuim prin izolare, înseamnă că negăm nevoia de mântuire și de mântuitor. Mai mult, spunem că ne putem mântui prin noi înșine, pentru că Dumnezeu a conceput planul de mântuire
prin intrarea sa în creație, prin devenirea sa parte a creației în vederea răscumpărării creației. Deci iată cel puțin trei motive care sunt argumente că lucrurile nu stau deloc așa. Și aș mai adăuga un al patrulea, fiindcă Scriptura zice 6 lucruri, ba chiar 7 îi sunt plăcute sau urâte Domnului în proverbe. E modul iudaic de exprimare sapiențială a înțelepciunii. Deci, iată, 3 argumente și chiar 4. Al patrulea este legat de conceptul de blestem și implicit de răscumpărare. Când Dumnezeu pronunță într-adevăr un blestem, Dumnezeu nu pronunță blestemul peste întreaga creație. Cu siguranță nu-l pronunță peste om. Zice, din pricina ta va fi blestemat pământul. Și prin asta Dumnezeu nu spune că omul trebuie să se izoleze. Dimpotrivă, este implicată ideea că el continuă să fie angrenat în contact direct cu creația, vei munci pământul, dar în loc ca el să-ți răspundă într-un mod prietenos, să fie maleabil, să fie ușor de lucrat cu el, va opune rezistență, nu va fi prietenos cu tine, va da spin și pălămidă și asta va presupune un efort mai mare din partea ta în a-l cultiva. Nu spune, tocmai pentru că e blestemat pământul, tu trebuie să te izolezi de el. Tu trebuie să continui să te implici în legătură cu pământul, da? să lucrezi pământul, dar el va fi mai puțin prietenos. Și când punem asta ca idee de blestem, să spunem, și context, în lumina răscumpărării, tot planul lui Dumnezeu vizează răscumpărarea omului și a întregii creații. Pentru că în legământul pe care îl face cu Noe, Dumnezeu zice, nu voi mai distruge creația niciodată în felul acesta, prin deluviu, prin potop. Apoi în legământul cu Avram, Dumnezeu vorbește despre binecuvântarea tuturor familiilor pământului. În David reiterează același lucru, iar în Domnul Iisus Hristos, în sămânța cu S mare lui Avram, Dumnezeu oferă mijlocul de răscumpărare nu numai pentru sufletelul nostru, ca atunci când plecăm din lume să mergem la Domnul, ci pentru întreaga creație. Scopul și viziunea lui Dumnezeu este unul cosmic. Este aceea de a readuce întreaga creație sub stăpânirea sa. Și asta se întâmplă prin puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Deci răscumpărarea vizează nu doar oamenii și sufletele oamenilor, vizează ordinea sau restabilirea ordinii în întreaga creație. Prin urmare, acesta ar fi un al patrulea argument că nu, creștinul nu trebuie să se izoleze, ci dimpotrivă să fie implicat. Se pare că nu a avut prea mare succes cu primul verset pe care vi-l aduc în față. A doilea pasaj pe care vreau să vi-l citesc, tot din Sfânta Scriptură, se găsește în Ioan, capitolul 18. Și aici este practic un fragment din discuția pe care Pilat o are cu Domnul Iisus Hristos. Uh-huh. Și spune așa. Pilat a răspuns, eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna ta, în mâna mea. Ce ai făcut? Și citez, împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este aici. Dar îi spune, atunci un împărat tot ești, i-a spus Pilat. Da, a răspuns, eu sunt împărat și pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Foarte interesant și un alt motiv, a spune, poate chiar mai puternic decât pe cel care vi l-am prezentat prima dată, este că ce a făcut Domnul Hristos pentru noi, practic nu are de-a face cu lumea aceasta în care trăim. Spune despre o împărăție, o împărăție care este undeva în afara sferei pământești, da, în afara globului pământesc. Și această împărăție ar trebui să fie preocuparea noastră primordială. Ba mai mult, mi-aduc aminte și Pavel spune că la un moment dat spune uitați-vă după lucrurile de sus, după cele de jos. Aș spune că este un motiv concret, foarte ușor de înțeles pentru cineva care vrea să-și justifice
izolarea de societatea în care trăiește. Să zic că, practic, Domnul Hristos spune că el nu e absolut nici... Nu le interesează împărăția aceasta. Tot ce se întâmplă în domniile acestea pământești. Guvernele, parlamentele și alte, știu eu, activități pe care societatea o are. Împărăția lui este din altă sferă. Și ceea ce pe mine ar trebui să mă intereseze ca un urmaș al lui Hristos este exact aceeași împărăție. Practic sunt forțat, m-am născut în sfera aceasta a pământului, dar ar trebui tot timpul să fiu conectat. Și mai zice, tot din versetul acesta spune, așa că o altă dovadă că un creștin care vrea să se izoleze și să nu facă nimic, a spune, ar putea spune exact continuarea versetului 36 care spune, lujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Cu alte cuvinte, a zis, dacă oamenii mei, într-adevăr, ar fi avut de-a face cu pământul acesta, eu înțeles că eu, de fapt, n-am nicio treabă. Ei n-au făcut nimic, au stat pasivi, așa ar trebui să stați și voi. Deci creștinul trebuie să stea pasiv, să nu facă nimic, ci, din potrivă, tot timpul să stea în post și în rugăciune, în părtășie cu Domnul, fără să fie afectat de ceea ce se întâmplă în lume. Cum putem răspunde la această idee? Mă bucur că ați spus problema aceasta, pentru că alături de o înțelegere defectuoasă a creației, a bunătății creației, concepția despre împărăție, despre împărăția lui Dumnezeu și chiar despre faptul că Dumnezeu împărățește sau stăpânește este următoarea cea mai greșit înțeleasă sau percepută învățătură pe care unii creștini o adoptă tocmai ca să se izoleze, ca să justifice izolarea de societate și neimplicarea în treburile cetății. Spun că este eronată. De ce? Pentru că, din punct de vedere biblic, și aș începe chiar cu versetul pe care l-ați amintit, Domnul Iisus spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta, dar eu de asta m-am născut și am venit în lume, în lumea aceasta, subliniez eu. Prin urmare, clar avem de-a face cu o împărăție care nu este de origine sau de sorginte umană, dar care vine în lume. Evangheliile, dacă citim afirmația aceasta în contextul biblic al evangheliilor și al întregului cuvânt al lui Dumnezeu, afirmația aceasta vorbește despre faptul că Iisus este ceea ce cronicarii noștri ar numi descălecătorul sau întemeietorul de împărăție. El este cel care inaugurează venirea lui Dumnezeu sau venirea împărăției lui Dumnezeu printre oameni, pe pământ. Cerul coboară peste creație, cerul vine, împărăția cerurilor vine și se unește cu planul acesta pământian. Iar Iisus Hristos este purtătorul de împărăție, întemeietorul de împărăție. El aduce această împărăție care, e adevărat, nu pleacă sau nu apare sau nu este originată de această lume și vine dintr-o altă sferă, dar o aduce în lumea aceasta. Deci a înțelege că ceea ce Iisus spune acolo este că noi n-ar trebui să ne implicăm, neagă în mod direct faptul că Iisus vine în lume pentru a aduce această împărăție și faptul că întregul scop al venirii lui Iisus este de fapt să inaugureze împărăția. Practic contrazicem tot ce înseamnă metanarațiunea biblică, modul complet de a înțelege planul de mântuire a lui Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru legat de împărăție. Vedeți, în cursul timpului, creștinii uneori au înțeles greșit că stăpânirea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, este cumva peste o sferă în care sau de care aparțin cei care sunt salvați din creație. Ca și cum creația este rea, Iisus a venit, scoate din creația anumiți oameni și îi pune într-o altă sferă și atunci peste sfera aceasta împărățește El. Ori, din punct de vedere biblic, lucrul acesta este un nonsens. Venirea lui Iisus este să aducă împărăția lui Dumnezeu între oameni,
să deschidă accesul tuturor oamenilor în împărăția lui Dumnezeu și ordinea lui Dumnezeu să fie restabilită la nivelul întregii creații. Prin urmare, ceea ce învățăm din Scriptură este că Dumnezeu stăpânește peste întreaga creație pe care prin trimiterea lui Iisus Hristos vrea să o răscumpere, vrea să o înnoiască din lăuntru spre afară, în întregimea ei, nu peste o mică împărăție a celor izbăviți din creație. Peste întreaga creație, nu peste cei izbăviți din creație. Pentru că întreaga creație trebuie răscumpărată, întreaga creație trebuie înnoită. Creștinul este parte, este, dacă vreți, în termenii de astăzi, un agent al acestei împărății și al acestui ferment, în sensul bun al cuvântului, care dospește în miezul creației și o transformă după voia lui Dumnezeu. Și al treilea lucru legat de conceptul acesta de împărăție este că el implică un alt concept sau o altă noțiune, aceea de cetățean. Orice om este și un cetățean. Da? Adică oricare dintre noi, pe lângă faptul că suntem creștini sau nu, aparținem de o națiune. Suntem cetățeni ai unei națiuni. Și atunci, pentru creștin, vorbim de o dublă cetățenie. Vorbim de calitatea de cetățean al patriei sale sau al țării în care locuiește și vorbim de cetățenia cerească, despre care ni se spune că noi suntem cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, cetățeni împreună cu sfinții. Ați amintit de faptul că trebuie să ne gândim la lucrurile de sus. Așa este. Dar gândirea la lucrurile de sus, adică a avea capul în cer, se face cu picioarele pe pământ. În timp ce suntem ancorați în realitatea acestei lumi, în timp ce luăm parte la trafic, da? Dacă vreți, ca să folosim analogia aceasta, Dumnezeu nu vrea prin Domnul Iisus Hristos doar salvarea dumneavoastră sau a mea ca participanți la trafic și atât. Noi și mașina noastră să fim în siguranță. El vrea ca tot traficul să fie în siguranță. El vrea ca toată lumea să fie bine, să nu se accidenteze, să fie salvată. Și atunci, dacă eu ca cetățean al împărăției în trafic mă comport, conduc cu responsabilitate, cu demnitate, cu cinste, cu onoare, cu respect față de ceilalți participanți, pentru că asta mă învață împărăția cerească, și traficul sau ceilalți participanți vor fi influențați. Se știe asta, nu? Dacă eu sunt politicos în trafic, tendința este ca și alții la rândul lor să devină politicoși. Deci atât cum prin implicarea în trafic, prin ieșirea în public, în stradă, în piața publică și luarea părții la tot ceea ce înseamnă viață publică, practic noi trăim împărăția lui Dumnezeu. Și încă un lucru vreau să spun și cu asta termin argumentația. Sper să fie în destul. Faptul că noi vorbim despre împărăția lui Dumnezeu nu se rezumă doar la moralitate. Vedeți, aici creștinii de multe ori s-au gândit că împărăția lui Dumnezeu presupune impunerea standardelor de moralitate creștine tuturor oamenilor. Nu despre asta e vorba. Pentru că fiecare dintre noi, ca și oameni, suntem copii ai lui Dumnezeu într-un anumit sens. Problema este că unii suntem înstrăinați, suntem îndepărtați de Dumnezeu, ne-am pierdut. Și atunci, prin frații care s-au apropiat sau au redevenit fii ai Tatălui, și ceilalți ar trebui aduși în părtășia Tatălui. Faptul că cei care ajung să îl cunoască mai bine pe Tatăl, să simtă inima Tatălui, au un anumit tip de moralitate, lucrul acesta nu înseamnă că împărăția lui Dumnezeu vine într-un mod, nu știu cum să spun, teocratic, să le bage cu forța pe gât tuturor o anumită viziune. Dimpotrivă, și cu asta închei, conceptul biblic, conceptul scriptural de împărăție, care împărăție în cele din urmă, trebuie să recunoaștem, are de-a face cu puterea. Cu puterea. Aici se despart apele, aici diferă. Iisus spune, împărăția mea nu e din lumea aceasta, pentru că ea nu este de tip politic și nu funcționează după tipicurile, după tiparurile clasic politice
omenești. Ea are implicații politice, de aceea avem teologie politică, da? Ea are implicații politice, dar și faptul că spune că Iisus e Domn, nu Cezar, este o afirmație politică. Însă ea nu se folosește de mecanismele omenești politice, ci modelul puterii este văzut în cruce. În momentul în care Domnul Iisus Hristos moare, se lasă răstignit din dragoste față de lume și față de creație, acolo ne oferă, de fapt, modelul puterii. Cum este puterea pe care el o exercită ca împărat în stăpânirea lumii? Crucea este modul în care el cucerește lumea prin dragoste, dându-și viața pentru viața lumii. Excelentă argumentație, ați mai demontat încă un motiv de a sta separat. Ați venit poate cu unul mai puternic, aș vrea să vedem tot așa plecând de la un verset din Sfânta Scriptură, de data aceasta un cuvânt de-a lui Pavel din Epistola către Galateni, care spune așa, versetul 1 cu 4. S-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Completez puțin. Am vorbit la început despre locația aceasta care este rea, apoi despre împărăția aceea care e separată de ceea ce este pe pământul acesta rău, și apoi mai este și Domnul Hristos care s-a dat pe sine ca să ne smulgă din tot ce înseamnă împrejurimile acestea nocive, blestemate, da? Și să ne ducă în împărăția aceasta. Această separare, și aici, dacă până acum, să zicem, ne-ați convins că pământul este așa cum a vrut Dumnezeu să fie. Creația e bună. Bun. Creația e bună. Așa a spus Dumnezeu. A văzut că era bun, da? Și mai departe, împărăția. Împărăția e din altă lume, dar invadează pământul și cuprinde întreaga creație. Mi-aduc aminte de rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune pe care toată lumea o știe. Sau vie împărăția ta. Vie împărăția ta, facă-se voia ta pe pământ. Precum în cer. Aici se vede clar o legătură între cele două. Acum vorbim despre separare. Pur și simplu, că eu când citesc sau spunând, a ne smulge de Domnul Hristos, înseamnă a ne extrage. Clar, deci dacă până acum poate n-am fost convingător, acum vreau să vin, să vă dau lovitura de grație. Să vă spun, Doamne, spune clar aici Pavel că Dumnezeu să ne smulgă. Nu e ce măcar separare cu niște pași, să mă retrag ușurel. Nu, Doamne, te ia cu forța. Uh-huh. Smulț înseamnă cu rădăcină, dacă se poate. Smulț asta înseamnă. Ce facem? Care ar trebui să fie atitudinea? Păi da, ne smulge ca să ne trimită înapoi. Există această... Păi asta, despre asta este chemarea creștină și vocația de ucenic. Separarea aceasta fizică, eu îi zic fizică, dumneavoastră va trebui să-mi spune dacă am dreptate sau nu, această separare, această smulgere se referă la nivel fizic sau altfel de separare? Se referă la toate și la niciunul și voi explica imediat. Ideea de separare în învățătura creștină este mai bine cunoscută sub numele de sfințire. Conceptul acesta de sfințenie ca atribut sau sfințire ca lucrare vizează exact această problemă a separării, a demarcării, a despărțirii de păcat, de lume, de rău, de tot ceea ce poate compromite sau păta sau compromite viața creștinului. Și aici, într-adevăr, pe lângă o înțelegere defectuoasă a creației, vezi, Doamne, creația e rea, nu-i bună, pe lângă o înțelegere defectuoasă a ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, că deși, într-adevăr, ea nu e din lumea asta, totuși ea invadează această lume pentru că scopul împărăției este să transforme creația, al treilea concept, deseori greșit înțeles, este acela al sfințeniei. Prin sfințenie, unii înțeleg o izolare, o despărțire de tip smulgere totală de lume și abandonare a oricăror preocupări care vizează binele lumii sau chiar binele obștesc, binele comun. Ideea aceasta însă, dacă o punem față în față cu Scriptura, nu rezistă. De ce? Păi haideți să începem în primul rând cu ceea ce este sfințenia biblică.
Sfințenia biblică, dincolo de ceea ce citim în Levitic, în Deuteronom, în cărțile vechi testamentare, unde noțiunea de sfințenie sacramentală sau liturgică se combină cu cea preoțească, cu cea, să spunem, socială, sfințenia de zi cu zi a poporului Dumnezeu, implementată prin legea lui Moise. În Noul Testament, în apogeul revelației lui Dumnezeu, sfințenia este vădită în Domnul Iisus Hristos. Dar cum este sfințenia Domnului Iisus Hristos? Iarăși venim la întrupare, da? La faptul că Dumnezeu se face om, se întrupiază, se înomenește, devine unul dintre noi, nu își păstrează distanța față de creație, ca și cum proximitatea creației l-ar spurca sau l-ar face mai puțin sfânt, ci intră în creație și intrarea aceasta în creație nu îi compromite sfințenia. Foarte interesant, nu? Continuând apoi cu modul în care Domnul Iisus trăiește, moare și învie și se înalță, ne uităm la faptul că, deși era fără păcat, nu cred că a existat om mai sfânt decât Domnul Iisus. N-avem cum să credem așa ceva. Domnul Iisus a fost cel mai sfânt, fiindcă El a fost singurul fără păcat. Ori, Biblia ne spune că El stătea la masă cu vameșii, cu păcătoșii, permitea să fie atins de chiar femei ușuratice care au venit să-i spele picioarele sau fără să se spurce, fără să-și compromită sfințenia. Ce vreau să subliniez este că genul acesta de sfințenie, și eu cred că aceasta este sfințenia biblică întruchipată, dacă vreți, întrupată în persoana Domnului Iisus Hristos, sfințenia aceasta nu este una care ne face extraterestri, adică altfel decât oameni, ci este una care ne înomenește sau ne face mai umani. Nu ne dezumanizează, ci ne umanizează. De fapt, sfințenia Domnului Iisus Hristos este sfințenia Fiului Omului, a omului prin excelență, arhetipului uman. Cum ar trebui trăită viața de om, asemeni lui Iisus Hristos? Și această sfințenie, e adevărat, presupune o despărțire de ceea ce este păcat, de ceea ce este rău, dar în același timp o umanizare și o apropiere de om care o face foarte atractivă. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, noțiunea aceasta de separare sau de consacrare, de punere deoparte pentru Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi, are ambele sensuri. De aceea am spus, ne smulge ca să ne trimită. Sfințenia se face, sau despărțirea este și despărțire de, adică separare de lume, dar și consacrare pentru lucrarea lui Dumnezeu în lume. Iisus ne cheamă din lume, de fapt eclesia înseamnă cei chemați din cetate, da? Iisus ne cheamă din cetate, ne cheamă din lume, pentru ca apoi să ne spună, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia, vestiți vestea bună. Este o separare de lume pentru o trimitere în lume. Această tensiune de a fi în lume, dar nu al lumii sau ai lumii, această tensiune care dă cumva baza trăirii creștine, a uceniciei creștine. Și este o tensiune cu care noi trăim. Suntem în lume, dar nu ca lumea. Suntem în lume, dar nu ai lumii. Suntem mai oameni pentru că îl avem pe Hristos. Nu suntem mai, repet, mai extraterestri, suntem mai umani, mai umanizați, dar în același timp în umanitatea noastră trebuie să se vadă modelul arhetipal, acela pe care Dumnezeu l-a avut în vedere când a creat omul. În această tensiune sau cu această tensiune ne mișcăm noi în această lume. Prin urmare, da, Pavel spune că ne-a smuls din acest veac rău, dar faptul că ne-a smuls este completat de faptul că același care ne smulge ne și trimite în mijlocul lumii, ca niște miei în mijlocul lupilor. Mai adaug un singur lucru. Veac rău nu înseamnă lumerea. Veac rău se referă la starea decăzută a lumii. Da, creația aceea bună a lui Dumnezeu a fost pătată, a fost compromisă de rău, de păcat.
Și toată ideea venirii Domnului Iisus Hristos, a împărăției lui Dumnezeu, este ca ordinea să fie restabilită, răul acesta să fie extras, să fie scos și creația să ajungă din nou așa cum a vrut-o Dumnezeu. De fapt, viziunea cinzecimii, viziunea pneumatică a lui Ioel și mai apoi a Noului Testament, a cinzecimii din Noul Testament, este înduhovnicirea sau pneumatizarea întregii creații. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voastre, peste toată creația va fi turnat Duhul lui Dumnezeu și întreaga creație, dacă vreți, va da pe deasupra de atâta prezență divină. Ăsta este scopul lui Dumnezeu. Ori, pentru a ajunge aici, El ne scoate, ne transformă și ne scoate din viacul rău, din starea aceasta compromisă a lumii, care lume a fost creată bună, și ne trimite înapoi ca mesageri ai Săi. Este o sfințenie de la și pentru lume. Altfel, nu am putea evangheliza, altfel nu am putea face misiune, altfel nu am putea trăi viața de credință. Excelent, aș spune că m-a lăsat fără cuvinte cu această argumentație și aș merge puțin mai departe, pentru că până la urmă trebuie să ajungem și la o concluzie. V-am adus trei motive, le-ați argumentat foarte frumos, practic ați demontat ceea ce eu veneam ca și motivație pentru a sta izolat și nu ne putem opri aici, aș vrea să dăm și un verdict, dacă se poate, din punct de vedere biblic. Există în Predica de pe Munte un pasaj foarte cunoscut și am să citesc din Matei câteva versete, Matei capitolul 5, și aici se referă la lumină și la sare, da? Două elemente foarte utile ființei umane. Spune, voi sunteți sarea pământului, iar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Și apoi, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oameni n-a prin lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Stimați prieteni, ați observat și a fost foarte vizibilă poziția mea în seara aceasta. A fost aceea a creștinului care vrea să stea sub obroc. Și este clar, după cum așa a argumentat invitatul meu în seara aceasta, că este o extremă de care trebuie să ne ferim și să avem foarte mare grijă. Acum am rămas oarecum în aer. Ce trebuie să facem? Care este poziția corectă? Poate plecând și de la aceste versete și de la alte pasaje la care cu siguranță te-ai gândit. Până la urmă, am văzut că clar Scriptura nu ne îndeamnă nicăieri să stăm izolați. Indiferent cum e pământul, indiferent de tendința noastră de a sta deoparte în mod greșit, până la urmă suntem chemați să fim prezenți aici. Și ce facem dacă suntem aici? Sau care ar trebui să fie poziția creștinului care trăiește într-o lume cu credincioși și, bineînțeles, foarte mulți necredincioși? Rolul și menirea creștinului este aceea de a fi purtător al împărăției acesteia lui Dumnezeu, care vine să invadeze, repet, creația, acolo unde el se află, de a aduce gust și de a aduce lumină acolo unde el se află. De fapt, de aceea am vorbit despre sfințenie ca umanizare, pentru că a fi sfânt, a avea o relație cu Dumnezeu, înseamnă a deveni mai om sau a deveni om așa cum Dumnezeu vrea ca noi să fim ca oameni. Și sunt câteva lucruri pe care le putem observa în ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. În primul rând, modelul acesta participativ, sarea și lumina nu solicită sau nu reclamă inexistența sau neparticiparea altor elemente. Sarea
nu are nicio problemă să fie pusă alimente. Peste alte alimente sau peste alte materiale sau alte ingrediente. Ea, tocmai pentru că este sare, își îndeplinește menirea de a fi sare. Dar ea nu spune, pe mine nu mă arunci pe drum, pe mine nu mă pui pe sandwich sau pe unt sau pe ce așa, pe mine nu mă pui cu tare, eu sunt sare și eu trebuie să am singurul cuvânt. Și nu, ea este folosită, dar tocmai pentru că ea e sare, sărează și dă gust. Lumina la fel. Și aici, sigur, vorbim și de lumina soarelui, dar vorbim și de lumina unui chibrit sau a unei lumânări. În cel mai puternic, în cel mai întunecat întuneric, o simplă aprindere de chibrit, nu? Lumina aceea, practic, alungă întunericul. Dar lumina nu spune, eu nu vreau întuneric, pe mine trebuie numai eu să fiu. Nu! Ea se prezintă în întuneric și luminează. Prin urmare, ceea ce învățăm de aici, și asta se aplică foarte bine în societatea noastră pluralistă, și trebuie să ne obișnim cu asta, noi nu mai trăim în creștinătate, în ceea ce în engleză se cheamă Christendom, în care creștinii fac legile, dacă mă întrebați pe mine, nici nu-i bine să le facă. Creștinii fac legile, toată lumea trebuie să trăiască cum vor creștinii. Nu! Noi însă trăim într-o societate pluralistă în care vrem binele tuturor, vrem binele semenilor noștri, vrem binele oamenilor și sigur că avem propria noastră viziune pe care o învățăm de împărăția lui Dumnezeu cu privire la ceea ce este binele comun și ceea ce înseamnă înflorirea umană. Și atunci noi cu bună credință, cu sinceritate, cu dragoste față de oameni și față de creația lui Dumnezeu, vrem să trăim după aceste valori. În momentul în care noi trăim după aceste valori, automat noi avem o voce, dacă vreți, la masa discuțiilor. În spațiu public avem un glas. E adevărat, este un singur glas, nu este singurul glas, este unul dintre mai multe, dar la fel cum sarea și lumina sunt prezente și își fac treaba, și noi ar trebui să fim prezenți și să ne facem treaba. Al doilea lucru care se înțelege din ceea ce Domnul Iisus Hristos spune aici se referă la modul acesta de a fi prezenți prin faptele noastre bune sau prin modul nostru bun de viețuire care îi determină pe oameni să-L slăvească pe Dumnezeu. Nu mai rețin exact cine, posibil ca Francis de Assisi să fi spus, vestește Evanghelia întotdeauna, atunci când este necesar, din când în când folosește și cuvinte. Noi suntem convinși de importanța evangelizării. Prin excelență, evanghelicii au ca unul dintre aspectele definitorii acesta de evangelizare, de activism, dacă vreți, exact, de a vesti Evanghelia. Deci asta ne definește identitatea noastră și nu trebuie să ne fie jenă. Prin definiție. Este un lucru bun. Dar dincolo de vestirea Evangheliei prin cuvânt, iată, prin mass media, prin ceea ce facem, vestirea Evangheliei, îndeplinirea menirii noastre de sare și de lumină în spațiul public, pe drum, apropo, bară la bară, este să trăim frumos, să trăim ca fii ai zilei, să trăim ca oameni sfinți, să trăim în mijlocul unei societăți păgâne care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, să trăim ca și copii al lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este atât de important încât n-avem cum să ne izolăm. Adică unde o să trăim? În cămăruța noastră pentru Dumnezeu? Nu! Pentru Dumnezeu trebuie să trăim atât, latinii spuneam coram Deo, adică înaintea privirii lui Dumnezeu, cât și coram mundi, înaintea lumii, în văzul lumii. Mai mult, trăirea creștină este întotdeauna, dacă vreți, o trăire publică. Nu sunt lucruri de ascuns. Închinarea noastră este una publică, slujirea noastră este una publică, predicarea noastră este una publică și faptele noastre sunt și implicată în viața cetății, sunt publice. Datoriile cetățenești. Dacă... Exact, exact. Pentru că Evanghelia este un mesaj de interes public. Faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat, a trăit pe pământul nostru, a murit și a înviat și s-a înălțat și domnește, lucrul acesta schimbă
din temelii realitatea modului în care este lumea concepută. Lumea aceasta nu va mai fi niciodată la fel. Creația aceasta nu va fi niciodată la fel. Și lucrul acesta este un mesaj de interes public. De aceea, Evanghelia este de relevanță publică și de aceea creștinul își are locul în public. Iată că am ajuns la sfârșitul emisiunii și putem trage deja o concluzie. Îmi pare rău că seara aceasta nu am avut succes și poziția mea, aceea de a vă convinge, stimați prieteni, și inclusiv pe dumneavoastră, domnule profesor, de a sta împreună cu ceilalți creștini separați, retrași de lumea aceasta, cât mai izolați, cât mai în cămăruța noastră, practic s-a dovedit a fi o poziție greșită. Chiar dacă v-am adus în atenție câteva versete din Scriptură și vă mulțumesc că ați avut tăria și mai ales inspirația divină de a veni cu explicații foarte bune, corecte din punct de vedere teologic, și sper ca și cei care ne-au ascultat în seara aceasta să ia aminte și să stea aproape de Sfânta Scriptură, că de acolo ne luăm adevărata învățătură, și mai ales să fie niște creștini publici. Eu vă mulțumesc foarte mult! Practic, trageți concluzia dumneavoastră între cele două variante pe care le-am prezentat, între a fi prezent în public și a fi izolat. Răspunsul final este că? Răspunsul final este că noi trebuie să fim niște străini cu drept de ședere în public. Slavă Domnului! Stimați prieteni, aceasta este concluzia din seara aceasta. Îi mulțumim invitatului nostru, îl veți mai revedea pe domnul profesor Ciprian Gheorghe Luca și la alte ediții aceste emisiuni, bineînțeles și în alte emisiuni pe care le vom face inclusiv la Realitatea la Zi, dar încheiem emisiunea din seara aceasta cu mulțumirea prezenței dumnealui și a aportului pe care, și pentru aportul pe care l-a adus ediție din seara aceasta, și mai ales vă mulțumim dumneavoastră că în această prima ediție a stat alături de noi, ne-ați ascultat și ați fost prezent până la final. Rămâneți în continuare cu Credo TV, vă spunem la revedere, vă mulțumim!